aici nu este COVID, aici nu este focar de infecție, în România este. Suntem pe 10 iulie, deja Austria, Norvegia, Finlanda și încă vreo 6 țări europene au spus că noi suntem în focar de infecție și că cetățenii români trebuie să fie controlați, introduși în carantină, pentru că asta este povestea noastră a românilor. De ce suntem noi focarul de infecție? Pentru că asta spunem noi despre noi. Nu poți să deschizi în România un televizor să nu-ți vorbească din oră în oră, încă 3 infectați, încă 4 infectați, încă 5 infectați, au mai murit 3. Toate site-urile vorbesc numai despre asta. Am creat o isterie generală, am avut 3 responsabili înalți ai Ministerului de Interne care apăreau și care ne spuneau continuu la ora 12 noaptea, ordonanță militară, taburi pe străzi, militari cu armele în mână, controle, s-au lăudat cu amenziile, s-au dat zeci de mii de amenzi. În Europa n-a existat așa ceva. Subiectul amenzilor în România a fost subiect de presă în toată lumea. Am fost cel mai sadic stat cu proprii lui cetățeni. Iar acum, cu isteria noastră că suntem infectați și că o să murim de COVID, suntem marginalizați în Europa, lumea a treia. Deși, pe partea cealaltă, tot noi facem core și nu înțelegem să ținem o mică distanță fizică între noi. Ar fi suficient. Nu înțelegem asta, ajungem la periferia Europei și ne punem singuri etichete. Țineți minte că în urmă cu un an se spunea despre noi corupții, corupții. Intrați prin Vama Petea, pe la Satul Mare. Primul afiș pe care îl vedeți este corupția. Un străin care intră vede că suntem corupți. Mergeți pe Valea Prahovei, spre Azuga, pe pod, în loc să scrie ciorba de burtă ieftină, cazare ieftină, scrie corupția. Corupția distruge, corupția face. Ne numim singuri corupți, ne numim singuri virusați, în timp ce în jurul nostru, uitați-vă, lumea se distrează, economiile Europei duduie și noi ne aruncăm ca niște amărâți ce suntem, cenușă în cap și ne considerăm noi înșine ultimii din Europa. Asta este mentalitatea care nu ne ridică. Să auzim de bine tot!